Teribilul accident s-a petrecut duminică noaptea în comuna Dâmbovițeană, Hulubești. Bărbatul de 31 de ani a fost lovit de o mașină condusă de un șofer cu 3 ani mai tânăr. După ce l-a accidentat, șoferul și-a abandonat victima în șanț și a fugit acasă. Localnicii cred că bărbatul nu a decedat pe loc în urma impactului. Eu mă gândesc că el a fost viu când l-a salutat, probabil să iasă, că se mai vede niște sânge. Nu acolo, mai loc unde l-am găsit noi. Uite-mă acolo să vede sânge, uite pe, uite pe. Eu mă gândesc că el s-a luptat să iasă. Uite unde e, uite pe zăpada aia acolo, vezi? Oamenii din sat cred că șoferul conducea cu viteză mare și nu au mai putut evita impactul. L-a luat tocmai după aici, vă vedea aia zic. Vine frână, că vine într-o parte, așa, de încolo. Deci ce cota el pe partea asta aici? Frână, uite, bine, frână, 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 frână. Uite, să vede ceva, uite, o frână, aici, dacă o fi a lui. Se vede frână. După aproximativ 30 de minute de la producerea accidentului, tânărul care a produs accidentul se întoarce la locul faptei însoțit de către mama sa. Nici atunci nu anunță autoritățile. S-a uitat la victima din șant și apoi a plecat din nou acasă. După alte 3 ore, tânărul revine la locul accidentului însoțit de mamă și fratele său. Abia atunci decide să meargă la poliție și să anunțe accidentul. Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore și au deschis un dosar penal pe numele său pentru săvârșirea a 3 infracțiuni, respectiv ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în stare de dificultate. Suspectul va fi prezentat astăzi magistraților cu propunere de arestare preventivă. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul de 29 de ani riscă să petreacă ani grei după gratii.